Sunt mic, dar voi fi mare și voi avea o meserie uimitoare. Ghidați de aceste cuvinte, o grupă de prichindei de la o grădiniță din Dumbrăvița au poposit pe platourile televiziunii Tele Europa Nova pentru a cunoaște viața din spatele camerelor. Și ca să înțeleagă totul mult mai bine, micii vizitatori au făcut pe reporterii și au pus întrebări și au dat răspunsuri care mai de care mai amuzante. Jocul a fost gustat din plin de cei mici, iar unii dintre ei au început să viseze deja la o carieră în televiziune. Cu pași timizi, dar cu întrebările pregătite, albinuțele de la grupa mare au venit la Tele Europa Nova pentru a afla mai multe despre domeniul media. Curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în spatele a ceea ce văd la televizor i-a determinat să întrebe gazdele despre activitățile de zi cu zi de aici. Salut, Timișoara! Pentru că ca să vedem televiziune. Ce ai văzut aici? Ce ți-a plăcut aici? Că am venit și că știm cum faceți la televiziune. Ți se pare diferit ce vezi acum față de ce vezi la televizor când te uiți? Da. Toate informațiile primite de la jurnaliști au captivat și chiar au experimentat pentru câteva momente rolul de reporter sau chiar de prezentator. Hai să facem întâi cunoștință. Andrei, îmi pare bine. Cum te numești? Andrei, îmi pare bine. Cum te numești? Cum te numești? Numele tău. Andrei, îmi pare bine. Cum te numești? Doamna educatoare ne-a mărturisit că de mult aștepta această vizită. Cei mici sunt încântați de camere, astfel că o excursie la televiziune a fost o surpriză binevenită. Săptămâna aceasta, la grădința noastră, învățăm despre meserii, despre profesia de doctor, inginer, educator, polițist, dar ni se pare captivant și domeniul media. Tocmai de aceea am adresat întrebarea televiziunii Tele Europa Nova, care ne-a răspuns cu drag, ca de fiecare dată, și ne-am gândit să venim cu cei mici, să le arătăm platou de televiziune, ce se întâmplă în spatele camerelor. Cei mici sunt încântați, ba chiar au dat și un interviu, au prezentat știrile, ceea ce mă bucură foarte tare. Mulți dintre ei au spus că le place și că ar fi interesant să devină reporter sau prezentatori, însă sunt la vârsta la care încă se mai gândesc și vedem ce o să urmeze. Eu mă bucur foarte mult că le place, noi organizăm excursii destul de des, tocmai pentru a le crea noi experiențe, de a se bucura de noi locuri și sperăm că ne veți primi și data viitoare, tot așa cu brațele deschise. La final, prichindeii și-au luat la revedere de la echipa Tele Europa Nova și și-au exprimat dorința de a se reîntoarce pe platourile televiziunii noastre. Noi le-am promis că îi vom aștepta și data viitoare cu alte surprize.